Pe oriunde se folosește și se bea alcoolul, diavolul cosește și seceră din greu. Doar nicăieri n-are diavolul un seceriș atât de bogat ca la cârciumă. Dacă Duhul Sfânt și-a ales o casă, adică biserica, unde lucrează mai viu și mai cu putere, apoi așa a făcut și Satan și a ales și el o casă specială pentru Duhul lui cel rău, pentru alcool. Cârciuma este casa și locul unde lucrează mai viu și mai cu putere Duhul Diavolului, alcoolul. Coasa morții și a pieirii sufletești ieri n-are un seceriș atât de bogat ca la cârciumă. Cârciuma este cu adevărat casa iadului, unde diavolul este acasă la el și își arată toată puterea lui prin fel de fel de isprăvi înfricoșate, sudalme, beții, desfrânări, bătăi, omoruri pe care le face duhul lui, alcoolul. Din om, din cea mai aleasă făptura lui Dumnezeu, cârciuma și alcoolul fac un dobitoc. Cu cârciuma și alcoolul strică diavolul cea mai aleasă făptura lui Dumnezeu. Iadul își are o ușă deschisă încă din lumea aceasta. Iar ușa aceasta este ușa cârciumii. Toți cei ce intră pe ușa aceasta intră pe ușa iadului. Intră pe ușa morții și a pieirii sufletești. Toți cei ce apucă drumul cârciumii apucă drumul morții. Ca un iad cu gura căscată stă cârciuma din mijlocul satului și toți cei care nu se feresc sunt înghițiți de acest iad înfricoșat. Toți cei care apucă cu cârciuma sunt înghițiți de acest iad înfricoșat. Fugiți și feriți-vă de cârciumă, de casa cea înfricoșată a lui Satan. Iar cei apucați în brejele ei, scăpați îndată la Domnul Iisus. Predați-vă Domnului, intrați în oastea Lui și veți scăpa îndată de această cursă diavolească.